Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem un nou unboxing la Samsung Galaxy A18 și bineînțeles zic noul unboxing pentru că mulți dintre voi nu mi-ați văzut unboxing-urile vechi, cum ar fi la Box Amiria, la Note 5, bineînțeles, eu nu prea fac unboxing-uri, dar v-am spus din clipurile trecute că aș vrea să-mi cumpăr un Samsung Galaxy A8 2018 și bineînțeles mi-am cumpărat și m-am gândit să-i fac și unboxing. Ok, prieteni, înainte să începem acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și share și desigur să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez, bineînțeles cu clopoțel. Ok, haideți să începem episodul, unboxing-ul. Să aranjez camera. Așa, dau puțin mai. Aici avem cutia Samsung Galaxy A8, varianta Orchid Grey și bineînțeles am umblat la el înainte să-i facem unboxing. Și aici avem telefonul și o să vă zic și specificațiile. Aici display de 5,6 inch sau nu știu cât, 5,8 sau 5,7, nu știu. Aici avem dual front camera. Aici avem camera duală din față. Rezistență la apă până la 1,5 metri. Așa, folia de pe spate nu am să o îndepărtez până nu-i voi pune hosta, dar bineînțeles, am reușit să văd că am și hosta. Mă refer că am primit cu tot cu husă telefonul, doar că e plastic, e din plastic husa și nu iau husă de care chiar ține mult. Bineînțeles, aici avem jack-ul de căști de 3,5 mm, microfonul de convorbit, aici avem portul USB Type-C. Așa, ce mai avem aici? Camera este asemănătoare cu cea a lui Galaxy S9. Aici avem portul pentru SIM, difuzorul pentru anularea zgomotului de fond, difuzorul pentru sunet. Bineînțeles, mie ce nu-mi place e că l-au mutat de la Galaxy A2017, l-au mutat aici și la fel și precedentul lui avea și de asta. Da. Acum trecem la accesorii și după ne uităm și ce mai este în telefon. Aici avem asta, nu ne interesează. Cheița de accesare a slotului nano SIM. Mă scuzați. Mă bălbâie aici. Ce avem aici? Manualul pentru utilizarea telefonului. Da, nu mă interesează, punem aici. Și da. Aici avem cablu de încărcare USB. Da. Full USB cu USB Type-C. E bun. Să vedem. Aici avem căștile. Căști earbuds. De care au început de la Samsung Galaxy A2015. De la prima serie din Galaxy A. Și chiar sunt bune. Nu pot să zic că sunt foarte bune, dar sunt chiar bune. Au un bas bun. Și mă aștept să aibă un bas puțin mai bun decât căștile din prima gamă. Aici avem încărcătorul fast charge pentru încărcare rapidă. Bineînțeles, mi-am pare rău că Galaxy A8 încă nu le-a implementat încărcare wireless.
cum îi avem la Galaxy S10, la S8, la S9. Da, asta așa. Da, aici nu mai avem nimic cu cutie. Ups. Da. Să trecem la telefon. Ioi. Wow. E chiar frumos. Dar e chiar frumos să știți că arată parcă mai reușit decât Samsung Galaxy S8. Sau decât Samsung Galaxy S9. Bine, nu știu cum să vă spun, dar eu dacă aș prefera dintr-un Samsung Galaxy S9 sau S8 Plus sau Galaxy A8 2018, aș alege mai degrabă Samsung Galaxy A8. Nu știu, chestia este și greutatea, deci îmi place foarte mult greutatea, că este așa greuț, are 172 de grame. Deci super telefon, n-am ce să spun. Meniu e chiar foarte fain. Cer scuze că mă bâlbâie aiurea. Aici avem focalizare ușoară. Nu este... Această cameră nu are stabilizare optică, dar în schimb are stabilizare digitală. Și bine, dacă e să fac vlog, eu mai mult pentru asta am cumpărat telefonul, pentru a face vlogul. Și nu l-am cumpărat, cum să spun eu, nu voi regreta că l-am cumpărat, pentru că eu știu că are o cameră decentă și chiar îmi place. Deci, se vede chiar bine. Texturile. Nu, dar chiar scoate bine pozele. YouTube. Trebuie actualizat, am să-i dau eu actualizare imediat, după unboxing. Bineînțeles, eu m-am conectat la router. Restul, Android-ul rulează 7.0. Deci telefonul are Android 7.0, nu gat. Și urmează imediat să-i fac update la noul, adică nu noul, la Android-ul actual. Ori 8.0 Oreo, ori Android 9 Pie sau Oxygen, cum va mai fi ultimul. Ok. Da. Ăsta este telefonul meu de acum încolo. Are și un Always On Display. Și chestia e că mă bucură faptul că cei de la Samsung Galaxy A din gama mid-range s-au străduit ca să facă un telefon masiv, ca să spun așa, bine făcut, deci are o construcție foarte bine închegată, deci sticlă pe față, sticlă pe spate, n-am nimic de obiectat, deci mă bucur. Ok, eu cred că am să închei aici unboxing-ul, da. Cred că am să iau și camera. Ok, prieteni, dacă v-a plăcut acest unboxing, nu uitați să apăsați butonul de like și share și desigur să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez. Bineînțeles, să turtiți clopoțelul ăla de notificări ca să primiți toate notificările. Ok, eu am fost Andrei Max Răducan, ne revedem pe data viitoare, pa, pa!